Autoritățile locale din Târgu Jiu dau asigurări că stadionul municipal va fi pus în funcțiune în aprilie anul viitor, atunci când este termenul limită de finalizare a lucrărilor. Până la sfârșitul anului va fi gata partea de structură, urmând ca în primăvară să fie definitivate finisajele. Deja infrastructura a fost realizată integral, inclusiv spațiul subteran. În zona peluzelor, structura a fost finalizată, iar acum se montează gradenele. Până la această dată, investiția este realizată în proporție de peste 40%. Lucrările de modernizare și extindere a capacității stadionului municipal sunt într-un stadiu avansat. Practic, până la această dată a fost integral realizată infrastructura, inclusiv parcajul subteran. Partea de suprastructură a fost realizată parțial la cele două tribune principale, respectiv tribuna oficială și cea de-a doua tribună care adăpostesc spațiile pentru oficiali și hotelul, respectiv spațiile administrative. De asemenea, în zona peluzelor, structura a fost finalizată complet, fiind în această perioadă executându-se deja montarea structurii metalice a acoperișului, gradenele. Practic, investiția este finalizată într-o proporție de peste 40% împreună cu constructorii și cu investitorul, respectiv Compania Națională de Investiții. Ne-am propus ca până la sfârșitul anului întreaga structură să fie finalizată, inclusiv acoperișul, urmând ca perioada iernii să se realizeze lucrările de arhitectură, finisajele interioare, astfel încât în primăvară să poată fi pus în funcțiune obiectivul. Stadionul din Târgu Jiu va cuprinde 13.000 de locuri și va fi unul dintre cele mai moderne din România. De asemenea, acesta va avea și un hotel de 4 stele ce va cuprinde 40 de unități locative. Reamintesc că investiția presupune realizarea unui stadion clasificat la nivelul 4 din punct de vedere al cerințelor UEFA, stadion cu 12.518 locuri complet acoperite, cu cele două tribune principale adăpostind tribuna oficială situată pe latura de est, adăpostind zona oficialilor, zona VIP, zona presei, o construcție dispusă pe 5 niveluri, subsol, parter și 3 etaje, cu parcarea subterană de care am amintit. Cea de-a doua tribună principală situată în zona actualului hotel Sport, venind cu două construcții noi, respectiv un hotel de 4 stele cu 40 de unități de cazare și, pentru simetrie, un corp administrativ dispuse ambele pe un regim de înălțime parter cu 4 etaje și o nouă construcție care înglobează actualul hotel Sport, extinzând spațiile astuia, rezultând astfel noi spații care pot fi folosite atât ca loje cât și pentru alte destinații. Și pista de atletism va fi modernizată și suplimentată cu un culoar, astfel încât să poată fi omologată pentru competiții naționale și internaționale.